inelul fermecat. Undeva, într-o împărăție, trăiau odată un moș și o babă care aveau un fiu pe nume Martin. Toată viața bătrânul se ocupase cu vânătoarea de animale și păsări pentru a-și hrăni familia. Într-o bună zi, moșneagul s-a îmbolnăvit și, în scurt timp, a murit. Martin și mama sa au rămas singuri. L-au jelit cât l-au jelit, dar nu mai aveau ce face. Mortul de la groapă nu se mai întoarce. Au trăit ei o săptămână cu ce mai aveau prin cămară, dar proviziile s-au isprăvit. Văzând că nu mai au nimic de mâncare, bătrâna s-a hotărât să umble la bani. Moșul le lăsase moștenire 200 de ruble, dar baba nu prea voia să se atingă de pușculiță. S-a sucit, s-a învârtit și, până la urmă, n-a avut încotro, doar nu era să moară de foame. A numărat 100 de ruble și i-a spus fiului: ține, Martinca, ai aici 100 de ruble. Cere și tu cu un împrumut de la vecinul cal și o căruță și tu te întorci să cumperi pâine. Poate om reuși cumva să trecem iarna, iar la primăvară ne vom căuta de lucru. Martin a împrumutat calul și căruța și a plecat la oraș. Trecând el pe lângă niște măcelării, auzi larmă mare și văzu o mulțime de gură cască. Ce se întâmplă? Îi scodi pe cei din preajmă. Așa a aflat că măcelarii prinseseră un ogar. Îl legaseră de un stâlp și îl băteau cu ciomegele, acoperindu-l de înjurături. Câinele se zmucea, schelălăia și mărâia. Martin se apropie de măcelari și îi întrebă: fraților, de ce îl bateți așa de nemilos pe sărmanul animal? Cum să nu-l batem pe blestematul ăsta, dacă ne-a furat un bot întreg de carne și l-a spurcat? Veni răspunsul lor: ajunge, fraților, nu-l mai chinuiți, mai bine mi-l vindeți mie. Dacă vrei, cumpără-l, îi spuse în bătaie de joc unul dintre măcelari. Dă-ne 100 de ruble pe el și du-te sănătos. Martin a scos banii din sân, i-a dat măcelarilor, apoi a dezlegat câinele și l-a luat cu el. Ogarul a început să se guture pe lângă noul său stăpân, dând bucuros din coadă. Înțelegea de bună seamă că tânărul îl salvase de la moarte. Când Martin a ajuns acasă, mama s-a început să-l descoasă. Ce ai cumpărat, fiule? Mi-am cumpărat prima fericire. Ce tot spui acolo? Care fericire? Iată, jurca, zise el, arătându-i câinele. Și altceva n-ai mai cumpărat? Dacă mi-ar fi rămas bani, poate că aș mai fi cumpărat, dar toată suta s-a dus pe câine. Bătrâna a început să-l certe. Noi n-avem ce mânca, iar tu arunci bani în vânt. Azi am măturat de pe ladă făina care se mai prinsese de pereți și am copt ultima turtă, iar mâine chiar că nu vom avea nimic de pus în gură. A doua zi, bătrâna a scos și cealaltă sută, i-a dat-o lui Martin și i-a poruncit: ține, fiule, du-te la oraș, cumpără pâine, dar ai grijă să nu mai arunci banii pe apa sâmbetei. Ajuns la oraș, Martin a început să umble pe străzi, căutând de unde să cumpere pâine.
și a văzut un băiețel rău care prinsese un motan, îl legase cu o frânghie de gât și îl târa la râu. Stai, așteaptă, a strigat Martin. Unde îl duci pe Vasca? Vreau să-l înnec pe împielițatul ăsta. Pentru care vină? A furat o plăcintă de pe masă. Nu îl înneca, mai bine vinde-mi-l mie. Dacă vrei, cumpără-l. Dă-mi 100 de ruble și al tău. Martin n-a stat mult pe gânduri, s-a scotocit în sân, a scos banii și i-a dat băiatului, iar pe motan l-a vărât în sac și l-a dus acasă. Ce-ai cumpărat, fiule? Îl întrebă bătrâna. L-am cumpărat pe Vasca. Altceva n-ai mai cumpărat? Dacă mi-ar fi rămas bani, poate că aș mai fi cumpărat, dar așa... Toți banii am dat pe motan. Prostănacule, a început să țipe bătrâna, să pleci de la casa mea, să-ți câștigi singur pâinea prin străini. A plecat Martin să caute de lucru în satul vecin. Mergea grăbit, iar după el alergau Jurca și Vasca. Pe drum se întâlni cu un popă. Încotro, fiule, îl iscodi acesta. Merg să mă tocmesc argat. Vino la mine, numai că eu tocmesc lucrătorii fără învoială scrisă. Cine-mi slujește 3 ani, pe acela îl răsplătesc cum se cuvine. Martin se învoi și 3 veri și 3 ierni, fără pic de răgaz, a slugărit la popă. Când s-a împlinit sorocul, stăpânul îl chemă și îi zise: Ei, Martinca, vino să-ți primești răsplata pentru trudă. L-a dus în hambar, i-a arătat 2 saci plini și i-a spus: Ia-l pe care vrei. Se uită Martin, într-unul din saci erau bani de argint, iar în celălalt nisip. A căzut pe gânduri. Șotia asta trebuie să aibă un tâlc, își zise el. Chiar de-ar fi să ies în pagubă, am să încerc. Aleg nisipul. Să văd ce o să iasă din asta. Așa că îi spuse stăpânului: Eu, părinte, aleg sacul cu nisip. Cum ți-e voia, fiule? Ia-l dacă disprețuiești arginții. Martin și-a aruncat sacul în spate și a plecat în căutarea unui alt loc. A mers el cât a mers și a ajuns într-o pădure deasă, unde a dat de o poieniță în mijlocul căreia ardea un foc, iar în foc se perpelea o fată atât de frumoasă că nici cu gândul nu puteai gândi, așa cum numai în povești se povestește. Îi spune frumoasa fată: Martin, fiu al vădanei, dacă vrei să-ți dobândești fericirea, scapă-mă. Stinge focul acesta cu nisipul pe care l-ai câștigat muncind 3 ani. Chiar așa, s-a gândit Martin, decât să car în spate povara asta, mai bine să ajut un om. Nisipul nu e cine știe ce bogăție. Asemenea avere se găsește din belșug peste tot. Și-a dat sacul jos din spate și-a început să împrăștie nisipul în foc. Flăcările s-au stins, iar frumoasa fată s-a aruncat la pământ și cât ai clipi, s-a prefăcut în șarpe. I-a sărit tânărului la piept și i s-a încolăcit în jurul gâtului. Martin s-a înspăimântat. Nu te speria, bunule voinic, i-a spus șerboaica. Du-mă acum peste 9 mări și 9 țări, în cea de-a 30-a împărăție, unde întinderile subpământene sunt stăpânite de tatăl meu. Când ai să ajungi la curtea lui,
el o să te îmbie cu mult aur, argint și nestemate. Tu să nu iei nimic din toate astea. Cere să-ți dea inelul pe care îl poartă pe degetul cel mic. Acel inel nu este unul oarecare, ci fermecat. Dacă îl schimbi de pe o mână pe cealaltă, ca din pământ se ivesc 12 voinici care ți îndeplinesc într-o singură noapte toate poruncile. Acestea fiind spuse, bunul voinic s-a așternut la drum. A mers el fără osteneală, cu șarpele încolăcit de gât, zile de-a rândul, până când a ajuns în cea de-a 30-a împărăție, unde a dat de o piatră uriașă. Aici șarpele s-a desprins de la gâtul lui, s-a izbit de pământul reavând și s-a prefăcut în fata frumoasă de dinainte. Urmează-mă, i-a spus frumoasa fată și l-a călăuzit sub piatră, care astupa o gaură largă și întunecoasă. Au mers ei pe drumul acela sub pământean vreme îndelungată. Într-un târziu, undeva departe, a început să licărească o luminiță care devenea tot mai mare și mai strălucitoare cu fiecare pas pe care îl făceau. În cele din urmă, drumul s-a sfârșit și cei doi au ieșit într-un câmp larg, sub cerul liber. Pe câmp se înălța un palat măreț, în care trăia tatăl prea frumoasei fete, țarul acelui regat sub pământean. Cei doi drumeți au intrat în curtea palatului și au fost întâmpinați cu multă bucurie de țarul însuși. Bună ziua, fata mea cea dragă, zise țarul, unde te-ai ascuns atâția ani? Bunule părinte, aș fi pierit dacă n-ar fi fost acest om. El m-a salvat de la o moarte cumplită ce m-a adus aici, în locurile dragi mie. Îți mulțumesc, bunule viteaz, i-a spus tatăl fetei. Pentru binele pe care mi l-ai făcut, se cuvine să te răsplătesc. Ia-ți aur și argint și pietre scumpe cât îți poftește inima, îi răspunse Martin, fiul vădanei, după cum îl povățuise prea frumoasa fată. Înălțimea ta, nu am nevoie nici de aur, nici de argint, nici de pietre scumpe. Dacă vrei, dumneata, să mă răsplătești, dă-mi inelul de pe mâna ta împărătească pe care îl porți pe degetul cel mic. Eu sunt necăsătorit. Când mă voi uita la inel, mă voi gândi ce bine mi-ar fi să am și eu o soață și așa îmi voi risipi mâhnirea în singurării. Țarul și-a scus inelul de pe deget, i l-a dat lui Martin și i-a spus: ia-l, stăpânește-l sănătos, dar ai grijă să nu spui nimănui despre inel, altfel te va paște un mare necaz. Martin, fiul vădanei, i-a mulțumit țarului și-a pus inelul pe deget, a luat niște bani pentru drum și a făcut cale întoarsă. A mers cât a mers și a ajuns în țara sa. A găsit-o pe bătrâna lui mamă și au început să-și ducă traiul lipsit de griji. I-a venit lui Martin timpul să se însoare și a început să se roage de bătrână. Du-te la rege și pețește-o pentru mine pe frumoasa prințesă. Ei, fiule, îi spuse mama, mai bine te întinde cât îți e plapuma. Ce ți-a mai tunat prin cap? Ce să caut eu la rege? E lucru de înțeles că se va mânia și va porunci să ne omoare pe amândoi. Nu-ți face griji, măicuță. Dacă te trimit, înseamnă că trebuie să te duci cu încredere.
să fii cu răspunsul pe care ți-l va da, iar fără răspuns să nu îndrăznești să te întorci. S-a gătit bătrâna și a plecat la palatul regelui. A intrat în curte și a dat să urce pe scara cea mare, fără să fie anunțată. Străjile au pus mâna pe ea. Stai, vrăjitoare bătrână, încotro te împinge dracul. Pe aici nu îndrăzne să urce nici măcar generalii, dacă nu sunt chemați. Blestemaților, a început să țipe bătrâna. Eu am venit la rege cu o treabă. Vreau să o pețesc pe fiica lui, prințesa, pentru fiul meu. Iar voi v-ați înfipt cu ghearele în poalele mele. S-a iscat o larmă atât de mare, încât regele, auzind țipetele, s-a uitat pe fereastră și a poruncit să fie lăsată bătrâna să urce la el. Femeia a intrat în sala tronului, s-a închinat la icoane și a făcut o plecăciune. Ce vânt te aduce la mine, babo? A întrebat regele. Uite, am venit la înălțimea ta să nu-ți fie cu supărare, pentru că am un negustor, iar tu ai marfă. Negustorul, fiul meu Martin, este un mare înțelept, iar marfa este fiica ta, prea frumoasa prințesă. N-ai vrea să o dai după Martin ca al meu? Ce pereche minunată o să fie! Ce-i cu tine? Ți-ai ieșit din minți? A strigat regele. În niciun caz! Înălțimea ta, fii bun și dă-mi răspunsul pentru fiul meu. Regele și-a adunat pe dată toți miniștrii și a început să se sfătuiască asupra răspunsului pe care să-i-l dea bătrânei. Au hotărât așa. Dacă Martin, într-o singură zi, va reuși să construiască un palat măreț legat de palatul regelui printr-un pod de cristal, străjuit de pomi cu mere de aur și de argint și cu felurite păsări cântătoare, înseamnă că e din cale afară de mintos, iar regele își poate da fata după el. Și să mai înalțe și un sobor cu 5 turle, ca să aibă tinerii unde să se cunune și să facă nunta. Dacă fiul bătrânei nu va face toate acestea, atunci și lui și bătrânei să li se taie capetele. Cu acest răspuns i-au dat drumul pețitoarei să plece. Bătrâna s-a întors acasă, clătinându-se și vărsând lacrime amare. L-a văzut pe Martin. Ce ți-am spus eu ție, fiule? Nu e prințesa de nasul tău. Uite acum ne vom pierde sărmanele noastre capete. Mâine vom fi dați pe mâna călăului. Destul cu voi cărea la mamă. Poate că o să avem norocul să scăpăm cu viață. Roagă-te la Dumnezeu și du-te la culcare. Noaptea pare să e un sfetnic bun. La miezul nopții, Martin s-a sculat din pat, a ieșit în curte și a schimbat inelul de pe o mână pe cealaltă și dintr-o dată au apărut în fața lui 12 voinici, toți unul și unul, semănând leit și la chip și la păr și chiar și la vorbă. De ce n-ai chemat Martin, fiul al vădanei? Iată de ce, ridicați-mi până în zori, chiar pe acest loc, un palat măreț, cum nu s-a mai văzut. Iar de la palatul meu și până la cel al regelui, să se întindă un pod de cristal, străjuit de pomi cu mere de aur și de argint, și cu felurite păsări cântătoare. Mai construiți-mi și o catedrală mândră, cu 5 turle, ca să am unde să mă cunun și să fac nunta. I-au răspuns cei 12 voinici. Mâine în zori,
totul va fi gata. S-au împrăștiat în toate părțile, au adunat din cele patru zări mii de tulchieri și zidari și s-au apucat de lucru. Totul le mergea cu spor, iar dimineața Martin s-a trezit nu într-o casă sărăcăcioasă, ci într-un palat somptuos. A ieșit la fereastră și a văzut că totul era în tocmai cum le poruncise în ajun celor 12 voinici. Palatul măreț, catedrala cu 5 turle, podul de cristal străjuit de pomii cu mere de aur și de argint și cu felurite păsări printre ramuri care cântau fermecător. Tocmai în acea vreme a ieșit și regele în pridvorul palatului său. S-a uitat prin ochian și a încremenit de uimire. Totul era așa cum dorise. A chemat-o la el pe frumoasa prințesă și a poruncit să se gătească de cununie. Ei, îi spuse el oftând fiicei sale, nici prin gând nu mi-ar fi trecut să te mărit cu fiul unui țărănoi, dar acum nu mai am încotro, nu mai pot da înapoi. În timp ce prințesa se spăla pe față, se ștergea și se gătea de nuntă în straie scumpe, Martin, fiul vădanei, a ieșit în curte și a schimbat inelul de pe mână pe cealaltă, făcând să apară ca din pământ cei 12 voinici. Ce-ți poftește inima? Ce poruncești, fiul al vădanei? Iată ce e, fraților! Îmbrăcați-mă în cel mai scump caftan boieresc și aduceți-mi 6 cai, înhămați la o trăsură pictată cum nu s-a mai văzut alta. Îndată va fi totul gata, îi răspunseră cei 12. Nici n-a apucat Martin să clipească de 3 ori, că i s-a și adus un caftan boieresc arătos care i-a venit ca turnat. Când și-a întors privirea, a văzut că la scara principală îl aștepta o caretă ca de vis, la care erau înhămați 6 cai suri și alți 6 murci. S-a urcat el în caretă și a plecat la catedrală. Acolo clopotele băteau deja pentru liturghie. Era adunată lume de peste lume. După mire și-au făcut apariția mireasa cu dădacele sale și regele cu miniștrii săi. După ce s-a terminat slujba, Martin, fiul vădanei, a luat-o pe frumoasa prințesă de mână și s-a cununat cu ea după datină. Regele i-a dat fiicei sale o zestre bogată, pe ginerele său l-a înălțat la rang de mare demnitar și a chemat la ospăți pe toată lumea. Au trăit tineri împreună 1, 2, 3. În fiecare zi Martin înălța noi și noi palate și grădini frumoase. Numai prințesei nu-i prea venea la îndemână că n-a fost măritată cu un fiu de rege sau de țar. Așa că a început să se gândească tot mai des cum ar putea să-i facă de petrecanie lui Martinca. Și reată și prefăcută ca o vulpe, tot timpul se învârtea pe lângă soțul ei, făcându-i toate poftele și mereu îl scotea să afle secretul înțelepciunii și priceperii sale. Martin însă se ținea tare, nu-i spunea nimic. Odată, aflându-se la rege în ospeție, fiul vădanei s-a cam chierchelit, s-a întors acasă și s-a întins să se odihnească. Prințesa a început să-l drăgălească, să-l sărute și să-l descoasă, iar Martin a căzut în lațul întins de ea și i-a povestit de-a fir a păr totul despre inelul fermecat. Bine, se gândi prințesa, acum știu cum am să-i vin de hac. De îndată ce soțul a căzut într-un somn adânc,
Prințesa i-a și smuls inelul de pe deget, a ieșit în curte și l-a schimbat de pe o mână pe cealaltă. În aceeași clipă au apărut cei 12 voinici. Ce-ți dorește sufletul, prea frumoasă prințesă? Flăcăi, li se adresă ea a voinicilor, faceți în așa fel încât mâine de dimineață să nu mai fie nici urmă de palat, catedrală sau pod de cristal, ci doar sărăcăcioasa izbă de dinainte. Faceți ca soțul meu să ajungă sărac lipit pământului, iar pe mine duceți-mă dincolo de hotarele celei de-a 30-a împărății, în țara șoarecilor. Nu mai pot rămâne aici de rușine. Te slujim cu bucurie. Totul va fi îndeplinit după poruncă. În aceeași clipă, prințesa a fost purtată de vânt până în țara șoarecilor. Dimineața, când s-a trezit regele, a ieșit în pridvor și a privit prin ochian. Spre uimirea sa, palatul cel măreț, catedrala cu 5 turle, podul de cristal și pomii cu mere de aur și de argint dispăruseră de parcă le-ar fi înghițit pământul. În locul lor era doar vechea și sărăcăcioasa izbă. Ce poate să însemne asta? Se întrebă regele. Unde a dispărut totul? Și, fără să stea mult pe gânduri, și-a trimis aghiotantul să afle la fața locului ce se întâmplase. Acesta a încălecat pe cal, a fugit într-un suflet până la izbă, a aflat ce și cum, s-a întors și a înfățișat regelui tot ce aflase. Măria ta, acolo unde a fost mărețul palat, acum este totul ca înainte, o casă nenorocită, iar în ea locuiește ginerele măriei tale cu bătrâna sa mamă. Prea frumoasa prințesă nu-i de găsit nicăieri și nimeni nu știe unde a dispărut. Regele și-a chemat marele sfat și a poruncit să fie judecat ginerele său, pentru că, prin vrăjitorii, i-a luat fata și apoi a făcut-o să dispară. L-au condamnat pe Martin să fie închis într-un turn înalt de piatră și să nu îi se dea nici apă, nici mâncare, ca să moară de foame și de sete. La porunca regelui au venit meșterii pietrari, au înălțat turnul și l-au zidit pe fiul vădanei, lăsându-i doar o mică ferestruică pentru lumină. A intrat bietul Martin întemnițat, fără apă, fără mâncare, o zi, două, trei, vărsând lacrimi amare. De această năpastă a stăpânului său a aflat câinele Jurca și s-a dus întins la Vasca, motanul, care sta dolănit pe sobă. Văzându-l cum toarce fără nicio grijă, ogarul a sărit la el. Ticălosule, știi numai să dormi pe sobă și să te întinzi, dar se vede treaba că nici n-ai habar că stăpânul nostru a fost întemnițat în turnul de piatră. Sau pe semne că ai uitat de binele pe care ți l-a făcut. De parcă n-ai mai ține minte cum a plătit 100 de ruble ca să te scape de la moarte. Dacă nu era el, de multe ar fi mâncat diavolii. Trebuie să-l ajutăm cu tot ce ne stă în putință. Motanul Vasca a sărit de pe sobă și împreună cu Jurca a alergat într-un suflet să-l caute pe stăpân. Au ajuns la turn. Motanul s-a cățărat și a intrat pe fereastră. Bună, stăpâne! Ești afăr? Mai trăiesc încă, i-a răspuns Martin. Fără mâncare am slăbit de tot. Voi muri de foame. Așteaptă, nu te pierde. Îți vom aduce noi de mâncare și de băut, i-a spus Vasca și a coborât pe pământ. Frate Jurca, stăpânul nostru moare de foame.
cum am putea oare să-l ajutăm? Prost mai ești, măi, Vasca. Nici măcar atâta lucru nu-ți trece prin cap? Mergem la oraș și când întâlnim un covrigar cu tava, eu mă arunc la picioarele lui, îl sperii, el răstoarnă pe jos tava cu covrigi și chifle, iar tu își faci o chiflă și o duci stăpânului fără să mai pierzi vreme. Zis și făcut. Au intrat la oraș, au ieșit pe strada mare și în calele a ieșit un bărbat cu o tavă uriașă, plină cu chifle și covrigi. Jurca i s-a aruncat la picioare, omul s-a descumpănit, a răsturnat tava, chiflele și covrigii s-au împrăștiat peste tot, iar el de spaimă a luat-o la coană. Se temea ca nu cumva câinele să fie turbat. Nu-i de glumit cu asemenea lucruri. Vasca a înhățat o chiflă și a fugit glonț cu ea la Martin. I-a dat-o și s-a întors după a doua, apoi după a treia. La fel au făcut cei doi prieteni când le-a ieșit în cale un vânzător de borș. L-au speriat zdravân și pe acesta și s-au făcut cu câteva sticluțe cu care fiul Vădanei și-a stâmpărat setea. După aceea, Jurca și Vasca s-au înțeles să meargă în cea de-a 30-a împărăție, în țara șoarecilor, să găsească inelul fermecat. Drumul era lung și cerea mult timp, așa că au cărat în cămăruța din turn, unde stătea închis stăpânul lor, o mulțime de pezmeți și de covrigi pentru un an întreg. Ai grijă, stăpâne, i-a spus Vasca la despărțire. Mănâncă și bea, dar fii cu băgare de seamă să-ți ajungă până la întoarcerea noastră. Jurca și Vasca și-au luat rămas bun de la stăpân și au pornit la drum. Au mers ei cale lungă până au ajuns la marea cea albastră, îi spuse Jurca motanului. Nădăjduiesc să ajung în not pe malul celălalt. Tu ce zici? Eu nu știu să not. Dacă pic în apă, mă duc ca toporul la fund. Atunci, urcă-te în spatele meu. Vasca s-a cocoțat în spatele câinelui, s-a prins dravân cu ghearele de blană acestuia ca să nu alunece în apă și au început să treacă marea. Și așa au ajuns în țara șoarecilor. În acel ținut nu era nici țipenie de om, în schimb erau atâția șoareci că nici nu-i puteai număra. Încotro te uitai, îi vedeai cum umblă cărduri. Îi spuse câinele prietenului său. Treci la treabă, frate, prinde și sucru mă șoareci, iar eu, în urma ta, am să-i strâng pe toți într-o grămadă. Vasca era deprins cu asemenea vânătoare. A dat iama în șoareci și, pe care punea gheara, acela își dădea duhul. Jurca abia dacă pridea să-i adune în grămadă. Într-o săptămână au prins atât de mulți șoareci încât s-a ridicat un porcoi uriaș. Toată țara șuricească a fost cuprinsă de spaimă. Văzând țarul șoarecilor că poporul îi se împuținează, că mulți dintre supușii săi sunt dați unei morți nemiloase, a ieșit din văgăuna lui și a început să se roage de Jurca și de Vasca. Mă închin vouă, prea puternicilor voinici, fie-vă milă de poporul meu, nu îl dați pierzaniei cu totul, mai bine spuneți cu ce vă pot ajuta și am să fac pentru voi tot ce-mi va sta în putință. Jurca îi răspunse. Este un
palat în țara ta, în care trăiești o frumoasă prințesă. Ea a furat de la stăpânul nostru un inel fermecat, iar noi trebuie să îl ducem înapoi. Dacă nu ne aduce acel inel, o să pieriți și tu și întreaga ta țară. Vom sugruma tot ce ne iese în cale. Nu vă pripiți bravilor viteji, le spuse țarul șoarecilor. Eu n-am cunoștință de toate câte mi le-ați spus, dar îi voi aduna pe supușii mei pentru a-i iscodi. Poate s-o afla printre ei vreunul care să fie auzit de inelul fermecat al slăvitului vostru stăpân. Și-a adunat țarul șoricesc la olaltă supușii toți și a început să-i descoasă dacă nu se află printre ei vreunul care ar putea să se strecoare în palatul prințesei și să-i aducă de acolo inelul care le făcea atâta trebuință celor doi viteji nemiloși. I-a spus un șoricel firav: eu mă duc des în palatul acela. Ziua, prințesa poartă inelul pe degetul cel mic, iar noaptea, la culcare, îl ascunde în gură. Îți poruncesc să te duci la palat și să-mi aduci inelul. Dacă îmi vei îndeplini porunca, te voi răsplăti împărătește. Șoricelul a așteptat să vină noaptea, s-a strecurat în palat și a intrat încetişor în dormitorul prințesei. Aceasta dormea adânc. Șoricelul a sărit în așternut, s-a urcat pe pernă și cu vârful cotiței a început să o gâdile pe prințesă pe la nas. Ea a strănutat, inelul i-a sărit din gură și a căzut pe covor. Șoricelului atâta i-a trebuit. A zbuchit-o din pat, a luat inelul în dinți și a fugit cu el într-un suflet la țarul său. Acesta l-a răsplătit după cum promisese și a dus inelul celor doi prieteni, puternici voinici care băgaseră atâta spaimă printre supușii săi. Jurca și Vasca au luat inelul, i-au mulțumit țarului și au început să se sfătuiască cine poate avea mai mare grijă de prețiosul obiect până se vor întoarce la stăpânul lor. Motanul Vasca spuse: dă-mi-l mie, eu n-am să-l pierd nici în ruptul capului. Bine, spuse Jurca, dar bagă de seamă să-l păstrezi mai ceva ca pe ochii din cap. Motanul a luat inelul în gură și au pornit la drum. Când au ajuns la marea cea albastră, Vasca s-a urcat în spatele câinelui și a înfipt labele cât a putut mai bine în blana acestuia și au purces printre valuri. A trecut un ceas, au trecut două. Deodată, ca din senin, s-a ivit o cioară care a început să-l ciugulească pe Vasca de cap. Bietul motan nu știa cum să se apere de dușman. Dacă și-ar fi slobozit labele, ar fi căzut în mare și s-ar fi înnecat. Dacă își arăta colții, putea scăpa inelul. Nenorocire curată! Cioara îi crăpase deja capul, iar sângele îi șiruia pe obraj. Motanul n-a mai răbdat. A început să se apere cu dinții și a scăpat inelul în marea cea albastră. În aceeași clipă, cioara s-a înălțat și s-a făcut nevăzută. De îndată ce au ajuns la mal, Jurca l-a întrebat pe motan de inel. Vasca a lăsat capul în pământ. Iartă-mă, frate, sunt vinovat față de tine. Am scăpat inelul în mare. Jurca s-a năpustit asupra motanului. Blestematule, ai noroc că n-am aflat de asta mai devreme, că te-aș fi necat în mare căzi, călăule. Cu ce obraz ai să te înfățișezi stăpânului nostru?
bagă-te în apă chiar în clipa asta. Ori găsești inelul, ori înneacă-te. Ce folos vei avea dacă mă înnec? Mai bine să născoci în ceva. Așa cum înainte prindeam și sugrumam șoareci, hai să vânăm acum raci. Poate vom avea norocul să ne ajute să găsim inelul. Jurca se-nvoi. Au început să prindă raci pe malul mării, să-i sucrume și să-i adune într-o grămadă. După ce au clădit o stivă uriașă de raci morți, a ieșit din mare o namilă de rac, dorind să ia o gură de aer proaspăt. Jurca și Vasca au pus laba pe el și au început să-l zgâlție din toate părțile. Nu mă sugrumați, puternicilor viteji! Eu sunt țarul tuturor racilor și orice îmi veți porunci, am să vă îndeplinesc porunca. Am scăpat în mare un inel și dacă tragi nădejde să ai parte de mila noastră, atunci găsește-l cât mai repede. Dacă nu, toată împărăția ta va fi una cu pământul. Țarul racilor i-a adunat pe toți supușii săi și a început să le povestească ce aflase de la Jurca și de la Vasca despre inel. Știu eu unde se află, i-a răspuns un rac pirpiriu. De îndată ce a căzut în mare, inelul a și fost înghițit de murun. Am văzut eu cu ochii mei. Auzind aceasta, toți racii s-au aruncat în mare să caute peștele cu pricina. L-au găsit și au început să-l ciupească toți cu clești. Ca să scape de ei, murunul a sărit pe mal. Țarul racilor a ieșit din apă și le-a spus celor doi prieteni: priviți, brav prieteni, acesta este morunul. Sfârtecați-l fără milă pentru că el va înghiți inelul. Jurca s-a repezit asupra peștelui și a început să-l roadă de la coadă. Ei, acum am să mănânc și eu pe săturate, se gândi el. Ticălosul de Vasca însă știa cam pe unde putea fi inelul și de aceea s-a repezit la burta morunului, i-a făcut o gaură, i-a scos mațele afară și a găsit ceea ce căuta. A înșfăcat inelul și și-a luat picioarele la spinare, având în minte un singur lucru. Am să ajung primul la stăpân, am să-i dau inelul și am să mă laud că numai datorită mie a intrat iarăși în stăpânirea lui. Iar stăpânul mă va iubi mai mult decât pe Jurca. După ce s-a ghiftuit, Jurca s-a uitat în jur, a văzut că Vasca dispăruse și a ghicit pe dată cam ce trebuie să-i fi trecut motanului prin cap. Deci, într-ăsta miești, vicleanule Vasca, lasă că te ajung eu și te rup în bucățele, își spuse Jurca și porni în urmărirea motanului. A fugit el cât a fugit și a început să-l ajungă din urmă. Știind ce-l așteaptă, Vasca s-a cățărat în vârful unui mesteac în ce ieșise în cale. Bine, zise Jurca, doar n-ai să stai toată viața în copac. Odată și odată tot ai să cobori, iar eu nu mă clintesc de aici până când nu pun laba pe tine. 3 zile a stat motanul în copac, 3 zile nu s-a clintit de acolo nici Jurca, dar făcându-li se foame, au căzut la pace. S-au împăcat și au pornit-o împreună spre stăpânul lor. Au ajuns la turnul de piatră, Vasca s-a strecurat prin ferestruică și a întrebat: trăiești, stăpâne? Vasenca, v-ați întors. Eu îmi luasem gândul că am să vă mai văd vreodată. Sunt deja 3 zile de când n-am o fărâmă de pâine. Motanul i-a dat inelul fermecat.
Martina a așteptat să se facă miezul nopții și a trecut inelul de pe o mână pe cealaltă și, în aceeași clipă, au apărut în fața lui cei 12 voinici. Ce-ți trebuie? Poruncește! Pune-ți la loc mărețul meu palat, podul de cristal și catedrala cu cele 5 turle și aduceți-mi-o înapoi pe necredincioasa mea soție. Zis și făcut, dimineața, când s-a trezit, regele a ieșit în pridvor ca de obicei și a privit prin ochean. Locul unde fusese izba sărăcăcioasă, acum se înălța un falnic palat, de la care pleca spre palatul regal un pod de cristal, mărginit pe ambele părți de pomi în care creșteau mere de argint și de aur. Regele a poruncit să fie înhămați cai la trăsură și a plecat el însuși să se convingă dacă totul a devenit ca înainte sau doar îi se pare. Martin l-a întâmpinat pe rege la intrare, l-a apucat de mână și l-a condus prin încăperile viu colorate. Uite așa și așa, îi spuse ginerele, asta a făcut prințesa cu mine. Regele a poruncit ca fata lui să-și primească o sânda pe care o merita cu prisosință. După porunca acestuia, soția cea necredincioasă a fost legată de coada unui armăsar nărăvaș, căruia i s-a dat frâu liber în câmpia întinsă. Când s-a văzut liber, armăsarul a țâșnit ca o săgeată și trupul alb al prințesei s-a făcut bucățele, izbindu-se de bolovan și dâmburi. Iar Martin și acum mai trăiește bine și mestecă pâine. Și-am încălecat pe-așa și v-am spus povestea așa.